Dar venit și bine ați venit la un nou episod din Fernand de la Țară, pe Barbă Neagră. Mă duc să pun cositorile aici, pentru că tractorul ăsta o să trebuiască să muncească astăzi. Am terminat momentan treaba cu cositorile. So, o să le băgăm aici. Avem selectată frontala, cred că da, acum. O, ce pufă e ea! Ce pufăitor este! Și selectăm și în spate cositoarea. Și pe asta o vom pune colea. Aia a fost. Și asta o să-mi permită mie să ies pe partea stângă. Fraților, în momentul de față avem un deficit. Animalele sunt bine, le-am hrănit data trecută, suntem foarte bine puși la punct din punctul ăsta de vedere. Problema în momentul de față este agricultura. Trebuie să pun niște grâu. Deci trebuie să-i dau bine de tot cu grâu și mă uitam pe aici. Cred că ar fi bine să-i dăm o nouă semănătoare, că eu am câteva terenuri de iarbă pe care vreau să le înlocuiesc și pentru asta va trebui să băgăm niște semănătoare ceva mai mare. Hai să vedem totuși ce avem aici, ca și că ai putere cu ce lucrăm. So, avem așa, JCB-ul care duce la 350 de cai putere. Ok, nice, nice, nice. Avem acolo o grămadă de spațiu, așa că putem să ne băgăm pe mai multe. Mă interesează o păioasă. Asta mă interesează. Acum că este ors, că este ovăz, că este grâu, mai puțin contează. Ideea e că eu ce am acum este o lățime de 6 metri și un horș de ăsta ar fi la 12 metri, ceea ce ar fi absolut minunat. Doar că aș cam fi vrut să-l cumpăr, nici de cum să-l închiriez și nu prea pot să-mi permit treaba asta. Tot așa merge, avem și aici. Bă, un Bednard ăsta, bă! Un Bednard 225 de cai, bă, un Bednard ăsta n-ar fi stricat, mă, oameni, mă. Ceva nebuneală de asta de 20 de metri, mamă. Terminam într-o secundică, ce să mai... Oh, what the fuck, 50 de metri? Ok, pe asta o ținem pe altă, pentru o altă serie. Vai, ce nebuneală, cât ține? 280 de cai are nevoie. Wow... O să-l iau, ca să terminăm terenul mai repede. O să-l închiriesc, pentru că nu vreau să-l cumpăr. Asta e interesant, e super interesant. Și pentru a cumpăra, mie îmi plac astea mult de tot de la horși. Deci sunt sunt perfecte, ce să mai... Aici mai avem 19,8 metri Seed Hawk. Asta e fain, iar am lucrat cu ele, foarte, foarte mișto. Că ăsta există și în realitate de asemenea. Tot așa o nebunie de semănătoare. Problema e că... cu rezervorul de 150.000 ne aduce la 375.000, ce momentan este mult peste puterile mele. Amazonul clasic la 15 metri are nevoie doar de 300 de cai putere. Și noi ne încadrăm bine de tot. Amazonul nu ar strica. Ăsta nu mergea înainte bine cu lucrătorul automat. Sper că cu Corspire o să meargă ceva mai frumos. Dar hai să ne facem un pic de cap aici cu ăsta. Pentru că am terenuri multe, dețin prea multe, asta nu mai este o fermă de o persoană. Oh my god, e... Wow! Mamă, 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 ești poartă intergalactică, uite-te și tu. Wow! JCB e mare, ce să mai zic de asta dacă JCB e așa? Holy shit! Semințe mai am? Nu, cred că mai am, pentru că asta este nevoia mea în momentul de față. Am și aici pitone, ok, o să bag, o să bag, o să bag. So, avem dublă, aha, dublă articulație, avem dublă articulație? Da, și dacă facem așa, ia stai un pic să vedem, jap, 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 jap. Mi se pare că merge doar la, am acel mod care îmi permite mie să blochez axul virator al unei remorci. Dar nu merge, se pare aici, merge decât la o remorcă. Bro, ce e asta că nu văd bine? Ce nebunie mai... Băi, eu sper să meargă fără să trebuiască să cultivez, pentru că nu m-am mai uitat la treaba asta. Iată că sunt și un pic nebun la cap așa. Încerc să dau și cu spatele. N-ai, mă, ce ai? Nu există, mă, cum să dai cu spatele aici, ce ai? Numai că trebuie, că n-am altă soluție de a umple. Stai așa că trebuie să iau în partea asta. Gata, s-a tâmpit aici. Vai de cap, măi, e prea greu, mă, ce ai. N-am decât să cumpăr niște semințe. Ba, ești nebun? Ba, ești nebun?
Băi, și nebun, am reușit? Mă, du-te. Nu te cred. A mers! Fii atent că merge și cu fertilizator. Eu nu vreau cu fertilizator, deci o să încarc doar așa. 12 tone, gata, am încărcat. Foai de cap, a mers. Ok, o luăm în față pe aici. Mamă, zici că fac agricultură de la etajul 12. Uite-te și tu la nebunia asta. Cum să mergi, bă, cu așa ceva? Fai de cap, fii acum. Fii atent acum cum își ia zborul. 50 de metri de semănătoare am. Ia uite, jumate de stadion. Bro, ce? Ok, lăsăm pe grâu. Grâu mă interesează pe mine acum. O să punem mai multe culturi, dar grâu este primordial. Bă, momentan merge bine. Mă trage un pic, știi? Îl pun jos. Ia. Yeah. Bun. Bun. Și îi dăm un start. Clar nu este semănătoarea potrivită pentru terenul ăsta. Este evident. Bă, în realitate sunt într-adevăr niște semănători foarte, foarte mari. Ce avem aici? E un pic exagerat, mă. Hop, 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 hop. Da, știi, te ajută în situațiile alea în care vrei să faci ceva progres mai repede și, bă, poate ți s-a luat, știi? Poate lucrezi de foarte mult timp cu niște... Oh, ce tare că nu avem coliziune pe ele. Ce tare! Da, cum am eu aici, de exemplu, am foarte multe terenuri și cum nu joc multiplayer, este foarte dificil să le rezolv pe toate. Așa că, în situația asta, este, mi se pare, soluția perfectă. Se pare că merge cu 27 km/h, deci merge și repede, doar că de acolo de sus nu prea pare că merge repede. De aici, de jos, ne încadrăm, arată foarte bine, ce să zic. Uite și cât de bine arată. Ok. Hai să ținem rândul. Bă, păi așa terminăm toate terenurile, uite-te și tu. Datiș bueno. Mi se pare că acum pot să dau și cu lime, nu? O să mă uit să văd. Gata. Ia să ne uităm o leacă. Mi se pare că am nevoie pe unele. Am mai lucrat, am mai dat cu lime pe ele. Dar nu le-am pe toate. Cred că pe unele o să le și sar, știi ce zic. Aici ar trebui să dăm cu lime și probabil o să dăm după ce o să semănăm. Și avem 33 și 32. Avem iarba care, mă rog, nu mai există. Iarba nocivă a fost eliminată. Doar că, din câte știu, este fertilizat doar o singură dată. Niciodată. Ok, mai trebuie. Mi se pare că în stagiul 4, ori 3, ori 4 de creștere. Și, bă, asta înseamnă că o să trebuiască să ne băgăm serios pe fertilizare. Că în câteva momente le vedem acolo cultura crescută. Deci avem o trecere, hai să păstrăm un pic pe stânga. Doamne, doamne, de repede am mers toată treaba. Fii atent, deci facem tot terenul ăsta care de fapt sunt trei terenuri unite. Iap, așa funcționează treaba. Aba că nu e chiar așa, adică clar dacă joci pe o hartă 4 ori, asta ceva imens, este ideal să ai o așa semănătoare. Dar funcționează și aici. Destul de bine dacă terenurile unite. Nu este chiar așa overkill precum credeam eu. Și prețul, adică te rog frumos, la prețul ăla o putem și cumpăra. Mă mai gândesc. Sunt curios ce credeți voi despre astfel de semănătoare. Sunt curios dacă folosiți. Am văzut multă lume care e puristă, așa menționez. Și alții care vor ceva progres mai repede. Eu sunt undeva la mijloc. Îmi place să iau simulatorul ca atare, dar totodată pentru acțiunile repetitive îmi place să iau și scurtături atunci când există. Pentru că înnebunesc, literalmente, făcând același lucru în continuu, înnebunesc. Asta este și definiția nebuniei, practic să faci același lucru în continuu așteptându-te la rezultate diferite. Pe bune, asta este definiția nebuniei în Dex. Puteți să o căutați și pe internet. E de când lumea și pământ. Ia să-i dăm aici. Și asta este ultima... Da, ultimul rând, de fapt, de pe cele două terenuri de aici și după intrăm pe următorul teren pe care cred că dintr-o singură trecere o să-l finalizăm. Și am pus grâu. Am consumat 2 tone până acum. Stau cu ochii pe semănătoare pentru că evident ea... Na, este mai mare, dar totodată consumă normal. Deci nu o consumă mai altfel, știi? Avem acolo un pic de iarbă, nici nu știu dacă o să o trec pe acolo sau să o duc direct pe următorul teren și cam gata. Da, cred că cel mai bine ar fi așa.
M-am și urcat pe un vecin de-al meu aici. Well, that is funny. Da, mă, hai să o facem și pe asta. Hai să vedem cum o întoarcem. Stai așa. Pă, mă, asta e un pic cam dificilă. Le... Dar trage greu, să știi, nu e chiar așa de cum credeam eu. Like, mă așteptam să fie o leacă mai ușor de tras, nu prea e, să știi. Adică JCB-ul, dacă nu l-aș fi avut, m-aș cam fi chinuit, să știi. Și are 200 și ceva de cai necesar, deci vine totuși, nu e mega OP, știi. Bun, o luăm și acolo, jap, am pus-o și am strâns-o, pentru că va trebui să o ducem pe alt teren. Ce-mi place când se strânge, uite, op! Bra, sunt mega impresionat de treaba asta, ce vedeți aici, deci de dimensiunea asta. Când ținem cont că playerul e atâta. Well, that's a lot. That is a lot. O să-l duc pe cealalt teren unde plănuiesc să fac treaba. Și acum o să ne băgăm să fertilizăm. Mă duc neapărat să fertilizez cele două terenuri unite în pe de-a lungul, de fapt. Gata. Aici vei sta. Bun. Ce avem aici? Avem semănătoarea. Ăsta lucrești bine, mă, aici? Mai avea un pic, uite, mai avea pala asta. Trebuie să mai punem niște alfalfa. Niște lucernă. Avem aici grass, da? Și aici avem niște alfalfa, este 2 din 3 stagiu. Da, normal, trebuie pus. Ia să vedem dacă lucrătorul automat lucrează. Îți curioz dacă se întoarce aici. Vreau să văd treaba asta. O fie atât de inteligent încât să detecteze că are iarbă pusă și să nu trebuiască să mai însemene tot. Se pare că da, detectează că în partea aia e iarbă. Nope, n-a detectat. El seamănă lucernă peste lucernă. Ok, all righty. Mamă, dar nu mai îmi vine acum, mă crezi? Deci nu mai mă place. Cu 6 metri îmi vine să nu mai bag în seamă. Oh, trebuie să mă întorc aici după aia. No. Prioritar acum este fertilizarea. Vai de capul meu. Deci e până și prelesco. So, aici am terminat. Hai să închidem aici le circuit. Perfect. O să mergem cu fiatul și o să-i cuplăm după aia fertilizatorul. E un fertilizator destul de mare și putem să rezolvăm. Niște roți subțiri n-ar fi stricat. Ca să nu mai stricăm, știi ce? Ca să nu stric aici foarte multă cultură. O să iau pe aici pe margine. Uite pe aici. Și mergem și ies eu pe partea cealaltă aici, în stânga. Și mergem să vedem dacă putem să-i modificăm astea roțile ca să nu mai stric. Yep, a mers. Partea asta. Uhuu! Well, that was nice. Așa. Da. Foarte, foarte, foarte bun Fiat Agri ăsta. Deci este potrivit pentru ferma asta. Foarte, foarte bun. Asta e singura mea chestie cu el, că nu are, să zic, camera mai în jos un pic, ca să pot să văd și eu mai bine în față și astfel putem să vedem mai larg view din afară, comparativ cu cum e acum să văd o grămadă din plafon și țin nasoală treaba asta cu plafonul, dar, mă rog, în afară de asta, ești pe bine sus. Ia uite, mă, ce frumos arată oițele mele! Așa, da, oițelor, hai da, berbecule, fă-ți treaba de la buci. O să ne băgăm pe aici pe dreapta, pe terenul nostru. Și apropo, aici cred că o să trebuiască să populăm zona în curând. Terenul ăsta pe care îl vedeți cu iarbă, ăsta l-am păstrat pentru că este drept și vine foarte frumos ca o prelungire a fermei mele. So it is very nice. O să mai țin aici erbicidatorul, în caz că mai mă trebuiește, o să-l parchez cu alea. Uite aici, o să-l parcăm. Hai un pic mai așa, să nu stea chiar în drum. Avem rezervorul frontal. Și băgăm și ăsta cu spatele. Ce frumos se potrivește Fiatul cu acest sprayer. Au aceeași nuanță de roșu aproape. Merg bine de tot. Bine de tot. Bun, hai să mergem la mecanic și să vedem dacă ne poate schimba roțile. Eu care de obicei aleg roți groase, de data asta, evident, trebuie să ne vedem interesul și să ne băgăm pe subțiri dacă are acest Fiat disponibile. Apropo, nu mai am greu, mor astea de foame, vai morților! Deci găinile mele
Nu duc bine deloc. O să luăm, avem aici BKT-uri, wide-uri, wide plus, numai wide-uri la BKT, la Bredensteiner avem ceva bun. Narrow tires Bredenstein, asta mă interesește, customize 1000 de biștare, am dat pe treaba asta. Asta este, o poți să le ai pe toate, să ai și opțiuni, să ai și opțiuni gratis, mai ales. Cocoșule, dă-te tati de acolo că te termen mai de viață. Dă-te, fugiți, că viu! Bă, aici ar trebui să punem o lumină, să fie tot timpul aprinsă, știi? Ar fi, zic eu, practic. Uite, asta vreau de foarte mult timp, Farming Simulator, dar nu sunt astea. Niște lumini, dar să fie tot timpul aprinse, știi? Să nu aștepți să-ți aprindă jocul la ora 7 lumina. Eu, de exemplu, pe asta aș aprinde-o tot timpul. Pentru că sunt situații în care pe tot timpul zilei există umbră. Cum am aici. Și pentru situațiile astea mi se pare că ar fi fost foarte potrivit, dar nu e. Bun, o să cupre și greutatea. Așa avem și noi un pic de contrabalans și nu avem probleme cu echilibru, știi ce zic? Bun, bagă și tu în viteză. Ai, și o să mergem tot așa. Promoșel pe Agriculturation. Alai, ce-mi place că acum avem și noi un pic de lumină, că am trecut o zi, am trecut ziua, suntem în ziua următoare, practic, acum. Hop, parcă era stânga și după aia treceam în dreapta pe acolo. Stai curios de roți, acum ele nu ar trebui să strice deloc cultura. Vom vedea, sper să nu rămân dezamăgit de ceva. Trebuie să țin cont că ăsta asemănă spre dărul ăsta e un pic cam las și dacă vine ceva mașină în față trebuie să mă dau un pic mai pe dreapta. Venea unul, ăsta, galben, eu am luat toate culorile. Mamă, cred că ca fermier e o durere de cap atunci când ai ceva mai lat pe spate să circuri pe stradă fără să ai probleme. Sau, ăsta este terenul de iarbă pe care tot trebuie să-l strângem. Da, mai am niște iarbă de strâns. Ăsta-l ținem. Ăsta este cel mai frumos din punctul meu de vedere teren de pe această hartă și este un teren de văcuțe, dacă nu mă înșel aici. Am putea să și cumpărăm câteva, zic. A, nu, e de mie. Oooo! 150, luăm 60 aici. Dă încoace. Dă încoace. Mai am bani? Dăm de toți banii, 120 vreau. Gata. Mai am 6.000. Hai că da, dacă este. Hai că iarba aici o grămadă, mai vin să o mai tai și-o pe asta. Fac încă două rânduri, suntem pe bine sus. Nice. Unde? Stai așa că aici intră și apă. Aici se spawnează oare la mine în fermă sau aveți voi un punct de spawn? E posibil să se spawneze direct în fermă, fii atent. Nu știu unde se spawnează. Bine, vedem mai acolo când se și produce ceva lână. Avem aici așa, 3 din 6, suntem la jumătate, e bine de tot, 0% fertilizat. Aici am greșit eu că nu am fertilizat de dinainte, dar o să ne acceptăm greșeala și băgăm măcar acum. Asta zic, roți subțiri, 0 damage. Să vină tot progresul la mine. Nice, așa că scoate și noi bine de aici, scoate baban, baban. Știi ce? Băgăm cruise control-ul, stai un pic să o îndrept. Asta este GPS-ul săracului. După care vedem aici ce se fertilizează. Deci n-ar strica un picuț mai în stânga și uite, se pune. Deci se pune chiar foarte bine. Nice. Frumos, îmi place. Spreaderul ăsta este absolut genial. Și mai avem 900 de litri din 1000, din 1000 am avut, 1100, ceva de genul ăsta. Dacă mi se termină încărcătura până se termin terenul, lucru foarte posibil pentru că mă uit acolo în jos și se consumă în dragi, mă duc aici în dreapta pentru că este magazinul și mai cumpăr un sac de fertilizator. Practic, cu asta, cu ultimii bani, asta voi face. Da, nu cred că mai ajunge. S-a aproape de jumătate acum și n-am ajuns în capătul celălalt al terenului, știi, de asta zic. Și trebuie să mai fac încă un rând și încă un rând după aia și încă unul, poate. Că, din nou, este un utilaj care dă mult în lateral. Ăsta are 50 de metri de asemenea, 25 dreapta, 25 stânga. Dar, evident, cu cât dă mai mult, cu atât consumă mai mult material. Nu e OP din punctul ăsta de vedere să zici că, bă, dă cu puțin material. Îmi place. Să știi că nu arată rău Fiat-ul ăsta pe roțile astea subțire așa. Să știi că e posibil să-l păstrez așa. Chiar nu-mi displace. Like, mai ales dacă îi pui ceva în spate să nu mai vezi roțile, chiar nu e rău. Da, cred că am să-l păstrez așa. 800, pe aici trebuie să luăm așa o leacă.
Bun, îi țin o leacă în față. Stai să ne uităm pe unde am fost. Deci un pic aici. A, aici o pun până în capăt. Mai am 400 de litri. Fii atent că dacă îmi calculez bine, e posibil să mai ajungă șmecheria asta. Bro, chiar e posibil să mai ajungă, fii atent. Da, 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 un pic în stânga, clar. E bun, e bun, e bun. 300. Ideea e că o să mai întrebească vreo 50 pentru mijlocul zonei din spate. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Și aici facem asta, fii atent. Pac. Pac. Și am oprit. Și acum ar trebui să fie toată. Este toată. Let's go, baby. Let's go, fiatule. Nice. Mamă, ce înseamnă să lucrez cu utilaje de-astea babane. De-astea cu lățimi mari. Altă viață. Altă viață, tati. Bun, dacă dau tot în față, facem și pala asta cu ultimii litri rămași. Nu știu dacă mai am fertilizatorul, trebuie să mă uit să văd. Și de asemenea avem foarte mult pișa de vacă. Bă, mult. Și nu știu ce să fac cu el. Mă gândeam să fac digestat, să dăm după aia în altele. Da. Opa, opa. Ia uite, o luăm așa, pa. O luăm așa, fii atent cum o facem pe asta. Pa, 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 pa. Jap, gata. Da. S-a executat fertilizarea cu succes. Să mergem acasă, că zic. Foarte tare. Foarte tare că mai ajuns și n-a trebuit să mă pun la magazin și să mai cumpăr. Așa am făcut un pic de economy. O să scurtez drumul luând-o prin curtea magazinului pe aici. Este mai bine, ce vrei. Bă, frumos merge asta. Uite, zici că plutește. Literalmente zici că plutește pe asfalt. Ce tare. Un pic în dreapta. Că vine bojiatul, aia zic. Sunt tare curios de... ce alte lucruri de fizică va mai avea FS25? Cu toți ne întrebăm, apropo, de lucrușoare. Toată lumea am văzut că arde pe internet să apară FS25. Evident că apare în aceea zi, indiferent de cât de mult ardem noi sau nu. Ah, ia stai un pic să vedem dacă avem aici ceva. Melon 9 litri. Ce lipsește? Că zice materials are missing. Apă! Oh my god! Aici e nasol cu apa. Din cauza că nu duce multă apă, practic. Și acum, pentru că ne-am mărit mai mult în lucruri, o să trebuiască să cumpărăm niște rezervoare de apă. Dar pentru asta, bineînțeles, va trebui să mai muncim, pentru că la 6.000 de euro, da, nu ne permite cine știe ce rezervoare. Și, apropo, o să trebuiască să și fertilizăm partea asta de sus. Pac! Ia-o. Ai fertilizate de două ori? De la iarbă? Tu l-ai, Doamne, ce bine! Am crezut că trebuie să fertilizez încă o dată. Wow, eram cam croit, sincer, pe treaba asta. Ok. Nu știu ce să fac cu tot timpul ăsta. Liber acum. Băi, foarte tare. Ok. O să avem niște progrese în curând. Fai de cap, mă, ceva... ceva frumos. Fraților, atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, un like ar fi imens apreciat. Și noi ne vedem în clipul următor. Până atunci, v-am salutat numai bine. Pa, pa!